Susținătorii candidatului au fost tot weekendul în comuna prahoveană Plopu. Oamenii au mers prin comună să vorbească cu cetățenii și să împartă pliante. La un moment dat, pe când treceau peste pârâul Bucovel din comună, podețul a cedat sub greutatea celor 20 de persoane, care au aterizat cu toții în apă. Se pare că podețul era șubred, iar ploile din ultima perioadă l-au slăbit și mai mult, iar localnicii spun că nu a fost niciodată reparat din lipsă de fonduri. Treceam puntea și s-a rupt. Au trecut câțiva înaintea ta, nu? 2-3 inși. Cum s-a auzit? S-a auzit? Nu s-a auzit nimic, pur și simplu ne-am trezit pe jos. Din fericire, soția lui Andrei, gravidă în luna 8-a, a scăpat doar cu o sperietură. Chiar și așa, pentru un control de rutină, aceasta a fost transportată la maternitate. Ești bine? Da, sunt bine, nu... Te-a ajutat soțul? Te-a ținut cumva? Toată lumea m-a ajutat. Când a anunțat că se rupe, eu m-am întors ca să o prind pe fata asta și am căzut și eu. M-am prins de bare ca să o țin și o găutam pe ea. Deci n-ai reușit să cazi în nu. Ai ținut de pot. Da, m-am ținut cu mâinile, așa m-am apucat, că n-am apucat nici cum să mă prind cu... Și am căzut jos și m-am lovit aici la mână. Te-ai speriat rău? Da, atunci pe moment, da. Știam că e veche, că am trecut pe puntea aceea de sute de mii de ori. Am fost factor poștal 26 de ani, 27 de ani. Ce s-a întâmplat acum? Ați fost prea mulți? Nu cred că au fost prea mulți. 20 ceva de persoane la 56 de kilograme nu erau pe distanța aia. Din fericire, nimeni dintre cei răniți nu a suferit traume grave, așa că nimeni nu a rămas internat la spital. La spital au ajuns 9 persoane, este vorba de 6 bărbați, 3 femei, vârstele sunt cumprinse între 24 și 62 de ani. Avem și o femeie gravidă în luna 8-a, a cărei investigare am terminat-o, apare nu pune probleme, am trimis-o totuși către secția de ginecologie. Avem entorse, contuzii de membre, contuzii toracice, nu, fracturi, până în momentul de față nu avem nicio fractură confirmată. Puntea pietonală nu era una sigură, de altfel era folosită mai ales când apa pârâului creștea. Primarul localității susține că puntea nu avea probleme, dar că de data aceasta a fost supra-solicitată. În plus, exista o altă cale de acces pe șosea.